Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Răspund că mai țineți minte dubioasa poveste a școlilor cu risc seismic care s-au reabilitat ca făt frumos. 103 din 118 în doar câteva zile. Da. Practic o săptămână, două. Cam basme a fost. Exact. Cam basme. Inițial, Ministerul Educației anunțase că sunt numai 118 școli cu risc seismic maxim. 1 în toată România, 118 din vreo 6.000. Oricum eram bine. Da. Era incredibil de bine, mă rog. Dar atunci Ministerul n-a vrut să spună și care sale. Că de ce ar fi nevoie ca părinții să știe în ce dărăpânături își trimit copiii? Că sunt obligați de lege. Adică de ce să le spunem și lor? Ruleta rusească. Ținem secret, da. Să vedem. Surprize! Și după niște zile de scandal și presiuni, Ministerul a făcut noi precizări. Și anume, mai erau 118, ci 21. Dar din care numai în 15 se desfășoară cursuri propriu-zise. Celelalte sunt altceva. Săl de sport, au zis, sau cămine. Asta am citat din comunicatul oficial. De parcă, dacă e vorba de un cămin școlar sau de o sală de sport școlară, nu contează că se prăbușește peste elevi. Nu se pune. Dom'le, nu se prăbușește peste mai puțini elevi. Da. Asta e. Plus că la cămin poate să te ia în somn și da, nu mai... Și nu e la studiu, adică nu e la oră. E la somn. Dacă e la somn, nu se pune, nu e la școală. Nici nu simți. Da. Fascinant cum s-au evaporat de pe listă atâtea școli. Cred că 103, să nu? 103 școli. Asta că n-ai mai întrebat tu zilele astea, că dacă mai întrebai, îți spuneam că mai erau vreo 4. Băi, deci e bine că s-a oprit aici, că încă puțin și începeau să le reabiliteze și pe alea din Bulgaria. Deci încep să ni se confirme niște bănuieli. Le-au reabilitat din pix, evident. Și atât, vicepremierul Kelemen Hunor a explicat recent, la postul TV Euronews, cum s-a umblat la reevaluarea listei, astfel încât să se îndeplinească niște criterii formale de obținerea unor fonduri. Adică, și citez din ce spunea domnul Hunor. Anul trecut a fost o ordonanță de urgență de la Ministerul Dezvoltării, prin care au fost reglementate anumite probleme legate de riscul seismic la clădiri. Și noi, spune domnul Hunor, am avut lista asta cu 118 clădiri. Între timp, am aflat că au mai fost niște reevaluări. Fiindcă în PNRR și în celelalte fonduri, nu puteai să intri cu clădiri care aveau un grad de risc seismic numărul 1. Și atunci au făcut o reevaluare și au fost trecute în categoria de risc seismic 2. Câteva clădiri, plus au fost niște erori, care pe mine nu mă privesc, zice domnul Kelemen Hunor, fiindcă erorile s-au întâmplat într-o altă instituție la Ministerul Educației. Bravo. Ministerul Dezvoltării e la unde merge. Și deci cam asta a fost lista, a declarat Kelemen Hunor. Ați înțeles? Nu. Cum n-ai înțeles? Nu. Îți mai zic o dată. Deci, adică am înțeles, dar nu pricep. Era un grad de risc seismic numărul 1 și atunci s-a făcut o reevaluare și au fost trecute în categoria de risc seismic 2. Ca să nu... Da. Deci, pare așa suntem, grav. Suntem ca bancul cu milițienii care găsesc mortul pe strada Edgar Chine și pentru că nu știu să scrie... Da. Îl mută pe academie. Corect. Sau, știi? Aia. Ia, am găsit unde este cadavru. Păi, piciorul drept carosabil, piciorul stâng carosabil, trunchiul carosabil, mâna stângă carosabil, capul pătrot, pătrit, pă... Carosabil. Hai de-l dracu pe carosabil. Înțelegi? Aici suntem. Asta este, pe cuvântul meu, îmi cer scuze, dar asta este situația cu acești oameni. S-a făcut o reevaluare și din 118 au mai rămas 15. Pentru că asta a fost. Le-am aranjat. Bun. Deci nu cred că există o confirmare mai clară a fake constatări din secolul XIX. România este țara formelor fără fond. Și, serios, adică cine crede că în țara asta ar fi fost, de fapt, numai 118 școli cu risc seismic? 1. Există, de exemplu, un liceu foarte mare în București, Ion Luca Caragiale, care a fost construit în 1895. Mă refer la parterul acestei clădiri, după care a tot fost extins. Și la sfârșitul anilor 80, din secolul trecut deja, au fost niște lucrări serioase acolo, mari de extindere. Și iată ce declară directoarea, doamna Andreea Bodea. Citez. Pe lista care a apărut, lista lungă cu toate clădirile cu riscul onușe, această clădire, adică liceul Caragiale, a fost încadrată într-o clasă de risc seismic 3. Nu a fost... Deci 3 e bine. 1 e cel mai nasol, ca să ne înțelegem, sunt 4 cu totul. Deci 3 e ok. Nu a fost expertizată, zice doamna. Sunt directoare de 12 ani, exclus în această perioadă. Predau aici de 30 de ani. Nu am văzut niciodată o echipă care să vină să facă măcar un releveu, dar îmi o expertiză.
Dacă ea există, spune doamna directoare de la Caragiale, aș fi foarte curioasă să o văd și eu. Dar sunt convinsă că nu există. De ce această clădire este riseismic 3 și nu 2 și nu 1? Nu știu să vă spun. E o clădire începută în 1895. Atunci a fost făcut parterul și ulterior s-au adăugat 3 etaje. Ai valut-o din ochi. Da. Așa adică, bă, bun, ok, nu știu, dar spuneți-ne în cum ați făcut. Știi întrebarea veche de la matematică, când te întreba cât, nu știu ce, și tu îi ziceai un rezultat. Și întrebarea nasoală era asta. Bun, și cum ai făcut? Bă, ăștia sunt corigenți în continuare, ei nu? Caragiale-i mai pe lung, nu e foarte înalt și are stabilitate mai bună, nu? Da, deci din ochi 3, riscul 3. Cum ai făcut? Asta cum am făcut. Rezultatul contează. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.